Din nou în direct, se complică lucrurile în Belgia. În fața Parlamentului European, în continuare, se ridică baricade de foc, sunt cauciucuri arse, forțele de ordine intervin cu tunurile de apă. De la primele ore se întâmplă asta, sunt 1300 de tractoare aduse în fața Parlamentului European, în timp ce în interior există, pe lângă eurodeputați și lideri ai statelor europene. Astăzi s-a aprobat și un nou ajutor pentru Ucraina. Asta probabil a enervat și mai tare protestatarii, vorbind de 50 de miliarde de euro deblocați ca ajutor pentru Ucraina. Vedeți în ecran, pe ecran și imagini live din capitala Belgiei, în fața Parlamentului European, așa cum vă spuneam. De la primele ore, scutierii au intervenit, s-au aruncat cu pietre, cu sticle de bere, cu petarde, cu ouă, cu artificii. Situația e destul de tensionată, asta în contextul în care, în continuare, Bruxelles nu este în stare să ia măsurile necesare pentru fermieri, pentru agricultori. Fiecare dintre state sau fiecare dintre acești agricultori cer lucruri diferite, însă întrebarea la care încercăm să răspundem și ora viitoare este: statul român acolo, prin Iohannis și prin alți reprezentanți, ce a cerut, ce cere pentru agricultorii României și cu ce soluții se întorc oamenii aceștia acasă? Tot de la fix o să ne uităm și la procesul cu Pfizer, pentru că România caută avocați. Pentru ce trebuie să plătim jumătate de miliard de euro companiei Pfizer? Avem și alte subiecte. Vă aștept de la fix pentru a doua oră de politica zilei.